Domnule Petreo, vă aflați în compartimentul dumneavoastră de reproducție. Vă rog să îmi prezentați porumbelul care a venit de la Barcelona. Masculul ăsta. Asta e de 2001. 018656 seria de e-mail. Asta foarte mult a zburat. Nu știu câte viteză de mifon și fondul. Și după aia am început să concurez cu Clubul Marathon în Ungaria. Și acolo a zburat două ori Aachen și un Hamburg, care au fost peste 1200 de kilometri. Și în 2005 Ungaria a organizat un extra maraton de la Barcelona, unde au prins locul 5 pe Ungaria. După 20 de zile s-a ajuns acasă. Distanța a fost 1700 de kilometri. Și după aia am băgat în matcă, de atunci nu mai zboare, nu mai reproduce. Ce origine are porumbelul? Tata a fost un Iantinen consanguin, măsa un Arden, din linia Dole, din familia linia Dole. Aveți aici în compartimentul reproductiv și alți porumbei foarte valoroși. Vă rog să îmi prezentați femela Parola. Da. Femela Parola. În anul 2006, seria 452. El a zburat în din afară de viteză de mifon, de aia nu știu câte etapă, că acolo nu prea particip, îmi folosesc etapele astea viteză de mifon ca antrenament. În 2008 au zburat 3 maratane, unde au prins locul 1, locul 2 și locul 6. Etapele au fost un Regensburg, unde locul 2 a fost, un Straubing, unde locul 6, și a fost organizat un concurs național de la Würzburg, și a fost 930 de kilometri. Acolo, din 2500 de porumbei, au prins locul 1. Concursul ăsta a fost și internațional, dar pe urmă clasamentul internațional nu știu, nu cred că a fost făcut. Așa știu că nu a fost făcut. După aia, porumbița asta tiare am băgat în matcă. Vă rog să-mi prezentați o altă super femelă, femela Olimpia. Femela Olimpia, tot 2006, seria de inel, 452-739. Și el la fel a zburat multe viteză și de mifond ca antrenament, și în 2008 au zburat și maratoanele, 3 maratoanele, 3 clasări, dar pe categoria de fond a ieșit la fond palmares locul 3 pe național și a ajuns la olimpiada la Düsseldorf, da, la Düsseldorf. După aia și Olimpia am băgat în matcă, la reproducție. Câte perechi de porumbei aveți la reproducție? 10 perechi de matcă am. Mai este aici o femelă care am achiziționat de la Ungaria, la expoziție națională în 2005.
Porumbița a fost porumbelul anului în 2005, că e porumbița de 2004, seria 83308 de 2004. Au zburat în vârsta de un an 4 maratoane peste 900 de kilometri clasată. Asta am comparat și l-am împerecheat cu masculul Arden consanguin din tot din linia Dole și o scos un mascul de 204 care a ieșit în 2009 campion național la maraton. Asta masculul ăsta a fost împerecheat cu rumiță asta maghiară. Asta e tot din linia Dole consanguine. Pe 204 îl mai aveți? 204 în 2010 am pierdut. Ce origine au porumbeii dumneavoastră la reproducție? Porumbeii aici la marcă, în fiecare boxă, unul este Arden și perechea lor, diferite liniile, este împerecheată cu Fabri, cu Bambroane, cu Reichardt, cu De Baiere și am încă doi porumbei de la Chip și Fii. Mai anul trecut am reușit să achiziționez o porumbiță de la fica lui Gladiator de la Ungaria, care tata lui de două ori a zburat Barcelona în Ungaria. Odată a prins locul 8 în țară și odată locul 1. Așa, porumbei. Selectați porumbei la mână? Nu selectez porumbei la mână, că nu prea am credere în teoriile din așa, că din practic teoria nu prea se împacă cu practica. Da, teoria nu. Ați studiat și multă teorie. Da, da, prea multe teorii și în practic altfel. Coșul cel mai bun arbitru.